Am ales să vorbesc pe prostie. Și ar fi o pură prostie din partea mea să vreau să lămuresc un asemenea subiect, încât vă asigur după acum, deși stați așa de incomod unii dintre noastre, veți pleca dezamăgiți, pentru că nu o să lămuresc chestiunea. Dacă vă aduceți aminte, Einstein a spus odată, două lucruri sunt infinite pe lume, universul și prostia. Dar de univers nu sunt sigur. Vreau să spun de la început că nu o să vorbesc de prostie ca un deștept, adică ca unul care se simte în afara sferei conceptului despre care vorbește. Mi-am adus aminte de o vorbă a lui Alexandru Paleologu, care spunea oamenii inteligenți ating cote de prostie pe măsura inteligenții lor. Vorbesc deci ca un om atins de această boală și vorbesc despre prostie ca despre condiția curentă, obișnuită a umanității. Toți suntem proști din când în când și spunem prostii, facem prostii, ne purtăm prostește, votăm prostește. Deci eu nu vorbesc aici de prostia clinică, de ceea ce se cheamă oligofrenie, adică minte mică, puțină, de chestiuni genetice, de handicapuri și lucruri de astea. Despre asta nu se glumește, nu se vorbește, sunt drame despre care nu știu să mă pronunț. Mă pronunț mai curând în virtutea unei vorbe remarcabile a lui Dostoevski, care în Amintiri din Subterană face la un moment dat această exclamație patetică: omul e prost. Fenomenal de prost. Și trebuie să luăm în serios această înțeleaptă resemnare. Dați-mi voie să încep oarecum pedant cu câteva probleme de terminologie. Cuvântul prost vine în limba română din spațiu slav. M-a amuzat odată să constat că cuvinte importante ale limbii noastre nu le-am luat de la latini, le-am luat de la alte zone lingvistice. De pildă, cuvântul prost e venit din spațiu slav. Menționez întreagăt, am tot spus-o și să mă ierte în altă sfinția sa că o repet și în acest context, mi se pare paradoxal faptul că pentru a numi Catedrala Mântuirii Neamului ne folosim de trei cuvinte care niciunul nu-i românesc. Mântuire și neam, și asta e lovitura, sunt cuvinte de origine maghiară. Cuvântul neam, pe care îl folosim foarte des, e un cuvânt maghiar. La fel cuvântul mântuire. M-am mirat eu însumi când am aflat, deși eram deja frăgezit, când mi s-a spus că a gândi în românește vine tot din maghiar. Avem a cugeta, dar este deja învechit, nu prea se mai folosește. Iubire vine din slavă. Ce să spun? Când cântăm Noi suntem români, trebuie să avem și conștiința unor alinieri, afinieri, împrumuturi. De altfel, un medic din Brad, român, când am spus ceva de tipul ăsta acolo, mi-a spus, hai să-ți cânt ceva. Și mi-a cântat Noi suntem români în maghiară. E un ciardaș. Noi am luat melodia asta de la un ciardaș maghiar, care are alte cuvinte, e adevărat. Nu noi suntem maghiari. Eu nici nu înțeleg de altfel această declarație. Ne crede cineva altceva? Ne crede cineva coreeni, turci? N-am auzit niciun cântec, noi suntem vietnamezi sau noi suntem algerieni sau, mă rog. Bun, revin la cuvântul prost. În sursa lui slavă e ceva care definește mai curând o stare socială chiar sau individuală foarte joasă. E un cuvânt care în româna veche a dat și cuvântul ticălos, adică e legat de sensul cuvântului ticălos, care nu înseamnă ce înseamnă azi. Însemna
Se spune în texte vechi, ticălosul meu suflet care are atâtea de pătimit și nu știu ce. Cu sensul de prăpădit, nenorocit, așa. Și chiar cu sensul de sărac, la propriu. Are și sens de ordinar, plebeu, de rând, prostime, nu? De calitate proastă, stofă proastă, hârtie proastă, sau cu o conotație de inadecvare, glumă proastă, prosgust. În fine, uneori înseamnă pur și simplu zăpăcit, chiar nebun, și sunt și expresii curente care dau nuanțe suplimentare acestui termen. Te uiți ca prostul. Care înseamnă nu particip, nu pricep, dar te uiți. E o inerție a privirii care n-are nicio consecință. Mai e și expresia râzi ca prostul. Pe mine asta nu mă deranjează, nu mă referam la dumneavoastră acum. Nu mă deranjează, că eu personal râd deseori ca prost, îmi face plăcere să râd ca prost, îmi plac filmele comice în care, fără mari subtilități, râd pur și simplu. Și găsesc că asta e o virtute. Mai există și expresia a te prosti, cu o nuanță de drăgălășenie, așa, de ornamentică tandră. Aveam un coleg, Marin Tarangu, care spunea, da, că trebuie să ne și prostim din când în când, că altfel prea suntem... Asta a spus-o Brâncuș în altfel. Cine își pierde copilăria e deja terminat. Și în copilărie există acest talent de a te prosti. Bun, dacă vorbim de cromatica prostiei, există expresia prost ca noaptea, ceea ce trimite la bezna devenită aură în care poate trăi. Există și încercări în românește de cum secădenie lexicală, o încercare de a pozitiva cuvântul. Prostuț. Asta e ceva mai blând, asta se poate spune. Săracul, e drăguț, e cam prostuț, dar e foarte, foarte drăguț. Care înseamnă, sunt oameni care când sunt întrebați ce defecte au, știți foarte bine, mulți răspund, sunt prost de bun. Sunt prea bun. Defectul cel mai des declamat, mărturisit, e bunătatea la noi. Așa. Vă atrag atenția, ca să închei cu bogăția lingvistică din spațiul românesc, există și multe sinonime cu nuanțe și venite din alte spații. Există cuvântul nătâng, care e tot slav, și care e legat semantic și lexical de cuvinte ca tânjală, tânguire, înseamnă un fel de blegeală, lene, un nătâng. Netot, e limpede că înseamnă neîntreg. Tont, tont vine din spaniolă și portugheză, unde tonto e prostul satului. Dar aici vine și cuvântul tontoroi, a dansat tontoroi, a țopăi ca prostul în... care înseamnă în instabilitate. Nerod vine din bulgară. Neghiob, nătărău e netare, care nu e destul de vârtos. Acolo, mai e tântălău, mai e tâmpit, pot să spun matematicienilor că în limba română veche au apărut texte în care un unghi obtuz se numește unghi tâmpit. E de urmărit cum s-a ajuns la această asociere. Trec peste variantele altor limbi europene pentru același termen. În franceză se deosebește între bêtise și sottise. Bêtise e legat de animalitate. Bête, cum spunem noi, ești bou, când vrem să semnalăm prostia. Sottise e un deficit al judecății. Și se leagă de idiot, are o evoluție stranie, pentru că în greacă idiotes însemna pur și simplu persoană particulară, om care nu are simț comunitar, izolat. Și pormă a evoluat spre ce știmați că este. Mai este imbecilitas pe latină, care însă e o boală. Imbecilitas e dat ca un,
ca o formă de handicap. Un om neajutorat, neputincios, debil, fragil. Pe englezește avem stupidity, legat de stupor, de perplexitate. Există o stupoare a prostului, cu gura căscată, uimiri imprevizibile, care se manifestă candid. Bun, acum, câteva caracteristici, după părerea mea, ale prostului care suntem. Adică, întotdeauna, toți avem momente în care ne manifestăm în felul în care o să încerc să-l descriu acum. Întâi și întâi, prostul e cineva care știe. Știe. E sigur. N-are dubii și dacă ești atent, îți și explică. Dacă nu înțelegi, ești prost. Sau dacă nu ești de acord cu ce îți explică el. E o caracteristică cu care s-a luptat Socrate, care încerca să dovedească tuturor celor care, cu care intra în dialog, că e falsă și închipuie că știu ceva. Și sfârșea până a-i convinge de obicei, declarând că el însuși nu știe nimic, cum știți foarte bine. De obicei, interlocutorul lui Socrate e unul care întreba ceva în mod perfid de Socrate, zice, bineînțeles că știu. Un tânăr, Hipias, dacă știi ce e frumosul? Cum să nu știu? Ce e? O fată frumoasă, de exemplu. Stai, eu nu te-am întrebat ce e frumos. Te-am întrebat dacă știi ce înseamnă frumosul în general. Și începe o discuție și la sfârșit nici Socrate nu dă o definiție, dar amândoi trag concluzia că nu știu. Că problema e grea. Prostul, în general, nu poate fi contrazis, are convingeri de beton și e de citat aici Montaigne, încăpățânarea și opinia pătimașe sunt dovezile cele mai sigure ale prostiei. Ardeur d'opinion. Bun, mi-aduc aminte, mi-a povestit Constantin Oica un examen de la Facultatea de Filozofie din tinerețea lui, când s-a prezentat Mircea Vulcănescu la un examen al lui Nae Ionescu. Mircea Vulcănescu era un student strălucit, știa tot, a luat un bilet și profesorul i-a spus, îți dau 10, nu te ascult, ca să nu-ți închipui că știi ceva. Pe lângă că prostul este știutor, prostul este și, în general, foarte serios. E solemn. E genul care se arată mereu din profil. E statuar. E inflexibil. E mineral. Valeri spune la un moment dat, prostia e incapacitatea de a râde de tine. E din potrivă obsesia de a te lua foarte în serios. În plus, fiind și știutor și serios, prostul e sfătos. Are soluții. Eu când aud pe cineva spunând, stai să-ți explic. Intru în panică. Pentru că există un fel de suficiență intelectuală, o fudulie a prostului și din cauza că este atât de știutor și atât de sigur de el, prostul e un om fericit. Nu se îndoiește de sine, e mulțumit. Întâlnesc frecvent oameni pe care îi invidiez din cauza asta, care au dreptate cu o consecvență tulburătoare. Pe de altă parte, prostul este mereu reductibil la o schemă, e simplu. Are câteva idei fixe, are o vorbire de obicei standardizată. Cunoașteți, aici ne înscriem toți. Toți spunem de-a lungul zilei și vieții tot felul de propoziții care nu înseamnă nimic, dar pe care le repetăm cu toții într-un moment sau altul, fie fiindcă nu știu ce să mai spunem, fie că nu mai știm ce altceva să mai spunem. Și atunci spunem propoziții de tipul sănătate-ți ne dea Dumnezeu, că restul vine de la sine. Dar oricine spune chestia asta, nu se gândește nici la Dumnezeu, nici la sănătate, e un fel de I love you, I love you too, cum se întâmplă în filmele americane. Uh,
Dacă aș avea talent, viața mea ar fi un roman. Cunoașteți expresia asta? Până câte am trecut eu, ce știți voi? Sau pur și simplu altfel era pe vremea mea. Era, aveam și noi nebuniile noastre, dar nu se compară cu ce se întâmplă acum. Formă, există standardizarea limbajului. Standardizarea e unul din simptomele prostiei. A gândi cum gândești o categorie, dar nu gândi cu capul tău niciodată sau rare ori, și a vorbi cum se vorbește. Atunci că au apărut foarte multe cuvinte care nu existau până acum, chiar în locul unor cuvinte românești foarte bune și care existau. În general am observat că nimeni nu mai vrea să spună am citit un text. Toți spun am lecturat. Nu știu de ce se înțelege că a lectura e ceva mai fin decât a citi. La fel am vizionat în loc de am văzut. Nu mai vorbesc de romgleza la modă. Hai să șeruim un mesaj sau să diluim sau foarte frecvent. Sunt determinat să fac cu tare și cu tare. Există în românește, sunt foarte hotărât să fac cu tare. Nu, sunt determinat. Asta e făcut de oameni care nu știu nici englezește, de obicei. Știu atât engleză cât se poate lua din muzică și din câteva filme. Sau am un challenge. E piața plină de lucruri din astea, nu insist. Există în lumea de azi un factor agravant al prostiei, câțiva factori agravanți ai prostiei, de pildă o anumită preeminență a economicului. Nu vreau să fiu anticapitalist sau să spun că nu e bine să ai piață financiară liberă sau așa mai departe, să nu fii preocupat de economie, mai ales când nu ai, dar există un tip de consumism, de supraofertă, care sfârșește până a omogeniza la nivel jos modul de gândire al oamenilor. Sunt și cuvinte vedete pe linia asta, management, mingling. Știți ce înseamnă mingling? Știți. Înseamnă să faci, să socializezi cu membrii echipei, cu se mai cheamă și team building, adică te îmbeți cu ea într-o zi și faci aranjamente pentru afacerea următoare. Mai există, toată lumea vorbește azi de gândire pozitivă. Eu sunt exasperat, este o inflație de invitații să gândim pozitiv care mă indispune. Un mare romancier maghiar pe care am avut plăcerea să-l cunosc, Peter Esterházy, mi-a spus într-o zi, dacă gândirea pozitivă e opusul gândirii. Dacă gândești, nu poți să gândești roz tot timpul. Nu poți să cânți pe do de sus în permanență. Gândirea e ceva viu în care în cap, penumbre, dubii, semne de întrebare și așa mai departe. Bun, la capitolul prostie, dar nu o să intru în detalii, intră și prejudecățile, intră ideologiile mai ales. Când un filozof se prostește, devine ideolog. Ideologia e un fel de fast food al gândirii. Nu mai ai o gândire sistematică, elaborată, ci ai una, două idei, ușor de transmis la populație și funcționezi teleghidat pe aceste idei. Și sunt câteva idei, în general prostul trebuie să adaugă, e militant. Când știe ceva și știe de obicei ceva, vrea să își răspândească știința și gândirea asupra întregului mapamond, dacă e nevoie. Așa apare political correctness, așa apar tot felul de lupte care tratează umanitatea. Am o răfuială personală cu political correctness pentru că m-am izbit de mai multe ori de ea și mi se pare o mare prostie a epocii contemporane, pentru că tratează pe om ca pe o vietate bolândă. Deci, trebuie mereu să te gândești înainte să-i spui sau să-i faci ceva, dacă nu cumva, după ce îi faci sau îi spui asta, o să facă o nevroză gravă. Adică lumea e un fel de azil, de convalescenți, în care dacă îi spui unuia, îl critici pe unul, și bă, vezi că ai scris greșit acolo, dacă să sinucide. Și atunci mai bine îi spui, într-o lume ca asta, care cultivă un fel de toleranță fără, care de fapt e un fel de indiferență sau de principiu abstract. Nu? Ca să-l pomenesc de nou pe Socrate, într-o lume ca asta, Socrate ar șoma. Pentru că
Dacă hipia se-i spune frumosul e o fată frumoasă, în lumea de azi, Socrate ar trebui să răspundă așa. Dom'le, e părerea ta. O respect, asta crezi tu, eu cred altfel, gata. Așa arată toleranța și înțelegerea și politică licorie. Nu te opui, trebuie să înveți să fii de acord cu ce nu ești de acord. Fiindcă dacă spui că nu ești de acord, rănești. O problemă este și specializarea foarte îngustă, oameni care știu bine un singur lucru. Mi-aduc aminte de profesorul Edgar Papu, care spunea, dacă nu înțeleg, el era un om candid, nu înțeleg asta cu, când spun unii, știu puțin, dar ce știu, știu bine. Păi ce, dacă știi puțin, nu poți să știi bine. Și avea dreptate, trebuie să ai cât de cât un unghi de deschidere. Nu mai vorbesc de televiziune, nu mai vorbesc de internet, surse riscante, utile, dar de la care pot veni tot felul de fenomene colaterale. Vreau să mai vă cer doar poate 10 minute, foarte rapid, pentru încă două, trei lucruri. Întâi, aș vrea să, riscând în prezența înaltului o exegeză care probabil mă depășește, apropo de prostie, să invocă mereu pasajul biblic, evanghelic, sărac cu Duhul. Și asta e un fel de scuză, ba chiar un fel de afecțiune. Fericiți cei săraci cu Duhul. Adică toți traduc asta, fericiți cei mai nătângi, care sunt la locul lor și nu știu. Lasă că nu în toate Evanghelia, în Evanghelia după Luca n-apare săraci cu Duhul, apare doar fericiți cei săraci. Dar săraci cu Duhul a dat o întreagă ideologie, care pare să se sprijine pe un text evanghelic, despre faptul că prostia e bună. Dând câte am înțeles, dând câte am citit în jurul acestei expresii, sensul e cu totul altul și eu cred că ăsta e sensul adevărat și dacă greșesc, sunt gata să fac ascultare și să revin la interpretarea obișnuită. Sensul este din context următorul. Sunt fericiți cei care, și dacă au ceva, rămân în duh săraci. Fericiți sunt cei care nu se atașează de a avea. La fel, pot fi unii săraci, adică neavuți, care tot timpul visează la achiziții. Și ăia sunt săraci în practică, dar bogați în duh. Adică după mintea lor, aia este scopul. Invers, cel care, bogat fiind, rămâne cu inima smerită, nu se atașează, nu se consideră identic, nu se identifică cu averea lui, cu posesiunile lui, ăla în duh rămâne sărac. Asta ni se cere. Ca orice ne dă Dumnezeu, sub beneficiul lui a avea, să nu ne impurifice sufletul și să rămânem în duh cum eram și când n-aveam. Eu așa citesc acest pasaj și mi se pare că e mai sănătos să-l citim așa decât să spunem fericiți cei care nu prea pricep. Dimpotrivă, înțeleg un anumit pasaj din parabola semănătorului că cei care nu pricep, cei care nu au mintea deschisă, sunt o sursă a răului. Prostia e vinovată, din punctul meu de vedere. Repet, nu vorbesc de prostia clinică, dar vorbesc de prostia, pentru că tot ce am descris eu până acum se poate corecta dacă vrei. Poți să nu mai te declari știutor tot timpul, poți să nu mai fii sfătos tot timpul, poți să nu mai fii militant tot timpul și solemn. Astea sunt vicii care se pot corija. Nu le corijezi, devii pietroi. Și ca atare, devii manipulabil, ești o bună poartă de intrare în lume a răului. Ești ușor de confiscat, ești lipsit de ceea ce se numește și în limbajul laic, prezență de spirit. Adică să fii treaz.
Bun, n-am apucat să vorbesc de prostia inteligentă, adică de cei care în discursul lor dau citate maxime. Am cunoscut oameni care nu mai știai ce gândesc, pentru că la orice spuneai, îi ofereai o țuică. Și omul spunea, are Calistrat Hogaș o pagină despre țuică extraordinară. Și tu nu mai știi, el știe ce e aia țuică, a băut vreodată țuică, îl interesează să bea o țuică? Nu, pentru el țuica este un pasaj de bibliografie. Nu vreau să insist ca să nu par partizan asupra definiției pe care amicul meu Gabriel Liceanu o dă prostiei, el o numește încremenire în proiect. Nu e rău. Adică ai cândva în timpul vieții o idee și nu te mai poți despărți de ea. Rămâi toată viața lipit de ideea aia și orice s-ar întâmpla, nu accepți că ai putut să fii prost. Prostul nu crede niciodată că a fost prost vreodată. Nu poți să-ți iei distanță față de tine, față de experiența ta, față de opțiunile tale, față de afectele tale. Ești mereu prizonierul proiectului tău, care este absolut garantat. Și există și prostul prostit de proști, care se lasă ușor prostit în diverse contexte. Un ultim lucru, a apărut o carte pe românește, mică, scurtă, vă recomand, a unui profesor italian, Cipolla, care cred că era profesor de economie în America. Este. Așa o carte despre imbecilitate, cu observații foarte pertinente. Prima lui axiomă legată de imbecilitate este, de prostie, este că trebuie să ne intre în cap că în orice comunitate umană, indiferent de calitatea ei și de amploarea ei, procentul de proști e același. Noi nu credem asta niciodată. Noi spunem, dom'le, de pildă, nu se poate ca în comunitatea premiaților Nobel să fie tot atât de mulți proști ca într-o clasă. Ba da! Și în comunitatea premianților Nobel, procentul de imbecilitate e același. Este o constantă. E un lucru destul de misterios, dar e ca cum reglează natura raportul între bărbați și femei, care e mereu egal cu el însuși, în general, la fel între proști și neproști. Cantitatea e aceeași. Și probabil face o clasificare între patru tipuri de a folosi inteligența, sau lipsa ei, spune, de exemplu, există neajutoratul. Neajutoratul e cineva care face servicii altora, dar toate sunt în paguba lui. Există genul ăsta de om. Îi ajută pe toți și el rămâne în defect. Există formă inteligentul, care face lucruri pentru alții și beneficiază și el. Există răufăcătorul, care face lucruri în care el beneficiază și el ați pierd. Și, spune Cipolla, există imbecilul, prostul, care face lucru cu care îi păgubește și pe el și pe el. Aceasta este figura clasică a prostului. Închei cu ideea aceasta că prostia totuși e vinovată pentru că simptomele ei, când nu e vorba de ceva clinic, sunt corigibile și ca final destins, atrag atenția ce importantă e pentru corijarea prostiei, educația. Nu e vorba să-i transform pe unii în știutori de tip enciclopedic. Prostia e altceva decât ignoranță. Poți combate ignoranța prin informare. Dar pentru prostie trebuie să ai alte instrumente. Ori eu m-am uitat pe niște site-uri didactice, din învățământul secundar mai ales, că eu găsesc că e foarte important învățământul secundar, aproape că aș spune, ar trebui să fie un minister special al învățământului secundar, care are alte probleme decât învățământul universitar. Poate că noi, miniștrii, vor avea ideea asta. Fapt e că ce-am găsit eu în unele manuale de liceu sau pe unele site-uri pedagogice făcute ca să-i ajute pe profesori să facă lecții mai bune, m-a pus în situația să spun
suntem pierduți. Adică prostia e instituționalizată. Și ca să nu credeți că vorbesc fără informație, vă dau câteva exemple. Într-un manual, la rubrica verifică-ți cunoștințele, citez: urmărește frecvența uciderii animalelor de automobilele care trec pe șoseaua din fața casei tale. Ce constați? Cum arată ca un profesor să spună unui copil: mă, uite pe geam și vezi câte pisici sunt călcate de mașini și ia gândește-te. Manualul de biologie. Manualul de biologie începe cu un discurs despre protecția animalelor. Trebuie iubite, trebuie protejate, așa e politically corect, să le iubești. De altfel nici nu e greu, că sunt minunate de multe ori. După care se trece la manual și să propun câteva experiențe pe care copiii să le facă și să învețe biologie în felul ăsta. Iată experiențele. Se diseacă un iepure. Animalul e spintecat, apoi pielea este fixată în ace, astfel încât elevul să poată pipăi, observa organele interne în detaliu. Cum să alt experiment, cum să desprindă cu o pensetă capul cărăbușului de torace. Cum să arunci o muscă în plasa păianjenului. Ca să vadă ce se întâmplă. Doamne, e un element de metafizică. Nu e că îi smulge lui capul, nu, trebuie să urmărești ce se întâmplă. Cum să picure acid azotic în interiorul unei râme ca să vadă cum se îngălbenește. Copilul pune acid azotic pe râmă și spune: s-a îngălbenit. Și pleacă cu o conștiință mai clară a lumii vii. Dacă pui detergent într-un acvariu, trebuie încercat și vei observa cât de toxică este substanța aceasta pentru pești. Subiect de examen de clasa, trecerea la clasa 8-a. Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să prezinți o întâmplare imaginară din jungla de pe planeta Venus. Descrieți într-un text de 8-10 rânduri frumusețea zilelor de primăvară. În paranteză se dă un exemplu de cum ar trebui, un model de răspuns. Model de răspuns. Opinia mea este că... Ați făcut de profesori. Opinia mea este că frumusețea zilelor de primăvară este completată pe lângă înfrunzirea și înflorirea copacilor și de apariția fluturilor. E bine, sunt și site-uri de training, de dezvoltare personală. Ăștia sunt experți, trainer, training, cunoașteți experți. Oameni care te învață cum să ai succes, cum să câștigi un grad, cum să nu știu ce. Sunteți un lider autentic, vă invităm să aflați răspunsul în ochii unui cal. Asta după ce s-a demonstrat că calul are o prestanță, un prestigiu de leadership. Și ca să închei politic și patriotic, am găsit și un citat de un om care nu e în învățământ, dar e mai sus decât atât, domnul Zgonea, foarte simpatic. Zice: imnul național Deșteaptă-te, române, este expresia năzuinței continue a poporului român de a se dezvolta, de a arăta Europii și lumii întregi cât suntem de valoroși. Cu aceasta, prelegerea mea despre prostie se încheie.